Când eu și sora mea Betsy eram copii, familia noastră a trăit pentru o perioadă într-o casă la fermă. Iubeam să îi explorăm fiecare colț prăfuit și să ne cățărăm pe mărul din grădina din spate, dar cel mai favorit lucru al nostru era fantoma. Îi spuneam mama, pentru că părea bună și avea grijă de noi. Din când în când dimineața, eu și sora mea ne trezeam și găseam pe noptierile noastre câte o cană care nu era acolo când ne culcasem. Mama le-a pus acolo, în caz că o să ne trezim noaptea și o să ne fie sete, păi îi plăcea să aibă grijă de noi. Printre mobilierul original al casei era și un scaun de lemn antic pe care îl țineam sprijinit de peretele din sufragerie. Oricând eram ocupați uitându-ne la TV sau jucându-ne ceva, mama mișca scaunul acela puțin mai în față înspre noi. Câteodată reușea chiar să-l miște până în mijlocul camerei, întotdeauna ne simțeam triști că trebuie să-l mutăm înapoi la perete. Mama doar vroia să fie aproape de noi. Anii mai târziu, după ce ne-am mutat de mult acolo, găsisem un articol într-un ziar mai vechi despre casa de la fermă și despre cine locuise înainte acolo, o văduvă. Și-a omorât cei doi copii, punându-i să bea o cană de lapte cu o travă, înainte să se culce, după care s-a spânzurat. Articolul includea și o poză cu sufrageria, în care era femeia spânzurată de tavan și același scaun de lemn căzut fix în mijlocul camerei.